Este ora 16, bine v-am regăsit. Începem, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. O femeie este baricadată la această oră în casă și își amenință cu moartea copilul de 7 ani, dar și soțul. Femeia are 2 cuțite, totul se întâmplă în Ghimbav, județul Brașov. În fața casei sunt mobilizați în acest moment jandarmi, polițiști, dar și o ambulanță. Colegul meu, Ovidiu Stan, vine cu mai multe informații despre acest caz halucinant. Ovidiu, bună ziua, ce se întâmplă acolo? Bună ziua, într-adevăr, femeia cunoscută cu probleme medicale s-a baricadat în casă și amenință atât soțul cât și copilul în vârstă de 7 ani că îi va ucide. Practic nu se cunosc motivele la acest moment pentru că de mai bine de 5 ore negociatorii aflați în fața casei, chiar la fereastră în acest moment, încearcă să discute cu femeia și să o convingă să renunțe la gestul necugetat. La fața locului avem atât gruparea mobilă de jandarmi, cât și polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale. Totodată sunt cei de la Protecția Copilului care încearcă să poarte aceste negocieri. Din câte se observă la fața locului, toată lumea încearcă să fie discretă, astfel încât să nu creeze panică și mai mare, deși povestesc martorii la fața locului că s-ar fi speriat foarte tare femeia când a văzut mascații venind. Am înțeles. Ne poți spune, te rog, de când durează toată această situație acolo în Ghimbav? De la ora 10 dimineață se află la fața locului negociatorii și la acest moment se negociază în continuare. Încă nu se cunosc datele problemei, ce s-a întâmplat, practic, de ce amenință această femeie, de ce își amenință propriul copil, de ce ține acele 2 cuțite în mână și îi amenință cu moartea. Deci de la 10 dimineața ne spui, Ovidiu, că negociatorii sunt acolo la locul unde, iată, această femeie își amenință întreaga familie. Vorbim despre un copil de 7 ani de zile, dar și despre soțul acesteia. Au reușit negociatorii să avanseze cumva, adică să o convingă într-un fel să renunțe la acest gest extrem? Se pare că nu. Sunt totuși mai bine de 6 ore. Se pare că nu, într-adevăr, așa este, dar se pare că nu până la acest moment. Chiar și ambulanța a fost mutată din fața casei pentru a nu mai fi văzută prin fereastra imobilului respectiv. Poate cumva vor reuși negociatorii să o facă pe femeie să creadă că lucrurile revin la normal, că nu se va întâmpla nimic, până la momentul la care aceasta va fi scoasă din casă. Ovidiu, spune-mi, te rog, cine a făcut apelul la 112? Nu avem încă aceste informații. Cert este că cineva din apropiere s-ar fi sesizat în momentul în care în zonă a apărut acea suspiciune că se întâmplă ceva. Am înțeles. Ai reușit să vorbești cu polițiștii ajunși la fața locului? Polițiștii la fața locului încă nu au dat niciun fel de declarații. Sunt foarte discreți. Ne-au rugat pe noi, echipa de televiziune, să stăm cumva deoparte, să nu intrăm în, cumva să interacționăm cu cei din jur. Dar așteptăm mai multe informații de la purtătorul de cuvânt, care înțeleg că se va deplasa în scurt timp la fața locului pentru declarații. Ovidiu Stan, mulțumesc foarte mult pentru această corespondență. Vă reamintesc că, doamnelor și domnilor, o femeie este în acest moment baricadată în casă și își amenință întreaga familie cu moartea. Vorbim despre un copil de 7 ani, dar și de soțul acesteia. Femeia are 35 de ani, este cunoscută cu probleme medicale. Din această dimineață, de la ora 10, o echipă de negociatori se află deja acolo și încearcă să o convingă pe această femeie să nu recurgă la acest gest extrem. Vă spuneam, se află și un copil de 7 ani amenințat în acest moment cu moartea chiar de către mama sa. Vedem ce se întâmplă în acest caz absolut cutremurător și revenim cu informații pe măsură ce le vom obține. Vă propun, doamnelor și domnilor, să mergem mai departe.
Și mergem mai departe cu momente cumplite, întâmplate la Craiova. O tânără a murit și alți doi tineri sunt răniți în urma unui accident care a fost transmis în direct pe rețeaua de Facebook. Colega mea, Loredana Chimoiu, este în acest moment în legătură telefonică directă și ne aduce mai multe informații. Loredana, am urmărit aceste imagini, sunt absolut halucinante, sunt tineri care dansează și fumează în mașină și nu sunt deloc atenți la drum. Da, așa este, vorbim despre un accident care a avut loc chiar în centrul Craiovei. E mașina în care se aflau acești tineri a lovit un stâlp electric, o fată a murit și șoferul și o altă pasageră au ajuns curând grave la spitalul de urgență din Craiova. Într-adevăr, din filmulețul care a apărut pe Facebook, se vede foarte clar cum ambele tinere făceau live pe paginile lor de socializare. Bineînțeles, șoferul era și el atent la ceea ce făceau fetele acestea. Fumau, dansau, socializau, vorbeau cu prietenii pe Facebook. La un moment dat se aude foarte clar cum șoferul accelerează. Una dintre fete chiar îi strigă să meargă cu atenție. Însă în acel moment mașina se lovește de acel stâlp, este o tăcere de câteva secunde, apoi se aud pe înregistrarea respectivă gemetele răniților și o voce de femeie care strigă ajutor. La fața locului au ajuns echipajele SMURD, fata care era rănită cel mai grav a avut nevoie de resuscitare. Medicii chiar au reușit să o resusciteze, manevrele au avut succes, a fost dusă la spitalul de urgență din Craiova, însă din păcate câteva ore mai târziu a decedat. Au rămas internați la spital șoferul și prietena fetei decedate. Șoferul este acum cercetat penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Loredana, mulțumesc pentru toate aceste informații. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Autopsia Cristinei Țopescu s-a încheiat, însă nu a putut fi stabilită cauza morții din cauza stării de deteriorare în care se afla trupul. Cunoscuta jurnalistă va fi incinerată miercuri. Colegul meu, Andrei Grigore, ne aduce ultimele informații. Andrei, te rog. Bun găsit, doamnelor și domnilor, dar nu s-a putut stabili cauza decesului, se arată mai exact în concluziile autopsiei, însă știm, mai există niște proceduri ce urmează să fie făcute și rezultate, iată, ulterioare după această primă comunicare de la Serviciul de Medicină Legală din Ilfov. Mai exact, ar urma și o probă biotoxicologică, dar și, poate suna ușor macabru ceea ce spun acum, practic o analizare a organului în sine, a inimii fostei jurnaliste, pentru a se vedea în urma acestor verificări ale inimii, dacă se confirmă, iată, acea ipoteză a unui infarct miocardic. Știm că este deschis un dosar penal pentru moarte suspectă și seara trecută au forțat ușa polițiștii ajunși la fața locului pentru că era încuiată pe interior. Ajunși în casă au găsit trupul neînsuflețit în pat, acoperit de plapumă, pe semne că a murit Cristina Țopescu în timpul somnului. De asemenea, spuneau faptul că arăta ca o casă pregătită pentru sărbători. Erau alimente în frigider, alimente alterate între timp, având în vedere perioada ceva mai lungă de când ar fi survenit decesul. Spun ei, după cercetarea la fața locului, s-ar fi văzut faptul că a decedat de mai bine de 2 săptămâni. Ea, știm, după o carieră fascinantă în televiziune, în ultima perioadă lucra la Ministerul Sănătății, era consilier pe probleme de comunicare și spuneau colegii de muncă faptul că pe 20 decembrie a avut o ultima dată la birou și nu dădea niciun semn că avea vreo problemă de orice natură. De asemenea, pe 22 decembrie a fost văzută public în Piața Revoluției, unde a participat la comemorarea evenimentelor din decembrie 89, iar pe 26 decembrie a avut ultima sa postare pe Facebook, urmând ca pe 28 decembrie să aibă ultima accesare a aplicației WhatsApp. S-a stins din viață, iată, în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, Cristina Țopescu. Anul acesta, în luna iulie, ea ar fi împlinit vârsta de 60 de ani. Odihnească-se în pace! Mesaj sfâșietor al Cristinei Țopescu, probabil cu puțin timp înainte să moară. Jurnalista îi mărturisea unui prieten într-o înregistrare trimisă pe WhatsApp că a făcut un atac de panică și că se simte foarte rău.
Iartă-mă că te bat la capul, dar am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineața am făcut din nou, mi-a trecut acum iar m-a luat, mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea și nici nu vreau să chem, n-am cum. Apropiații Cristinei Țopescu sunt încă în stare de șoc. Medicul Monica Pop spune că nu a simțit că ceva este în neregulă, pentru că s-a mai întâmplat ca jurnalista să nu răspundă la telefon. Iar Horațiu Moldovan, secretar de stat la Ministerul Sănătății, unde Cristina Țopescu era consilier, a transmis un mesaj emoționant. A fost un șoc teribil și mai este încă. Sunt efectiv consternată. O să-mi amintesc pe Cristina așa cum a fost în realitate. Un om deosebit, un om sofisticat. Este așa o lovitură pe care nu mi-am și imaginat-o niciodată și nici nu am crezut că se poate întâmpla și nici nu m-am întrebat de ce n-a răspuns la felicitări de anul nou, pentru că așa era felul ei. Cum să vă spun, dacă sunam eu și nu răspundeam, mă suna după aia când putea, iar dacă suna ea și nu răspundeam, se supăra. Suntem afectați și cumva loviți de o durere pe care este greu să o explicăm. Am colaborat cu doamna Cristina Țopescu în ultima perioadă. Dânsa a venit alături de noi în cadrul Departamentului de Comunicare al Ministerului Sănătății și am avut o colaborare relativ scurtă, dar foarte bună. Și Rareș Bogdan i-a adus un omagiu emoționant Cristinei Țopescu. Jurnalista și-a iubit profesia și suferea din cauza războaielor din presă, a spus europarlamentarul, iar dispariția ei prematură este o pierdere pentru întreaga societate românească. Era atentă la mișcările civice, era atentă la ce se întâmplă în România, suferea pentru războaiele din presă. Ea a iubit foarte mult această meserie, venind dintr-o familie de oameni de presă, ea tot timpul spunea, nu vă mai certați. Când noi mai aveam războaie, când eu eram într-un alt de televiziune, când poziționările publice erau diferite, ne implora, nu vă mai bateți între voi, nu vă mai certați, strângeți rândurile. Ea genera bunătate. Sunt puțini oameni care au această forță extraordinară de a genera bunătate, de a crea bine. N-am auzit niciun om care să spună, ei, și era așa. Spunea, doar atât am auzit în ultimele 16 ore. Da, ce om bun, ce om blând. Lumea e mai săracă. Și presa e mai săracă. Fostul soț al Cristinei Țopescu, Ștefan Bănică Junior, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook. Mi-e foarte greu să scriu aceste rânduri. A fost un om frumos, idealist, cu un suflet mare și un excelent profesionist în meseria ei. A fost omul alături de care am trăit una dintre cele mai frumoase și mai intense perioade din viața mea. Drum lin printre îngeri. Vei avea întotdeauna un loc special în sufletul meu, a scris Ștefan Bănică Junior pe pagina sa de Facebook. Mergem mai departe, căutări disperate în această după-amiază. Vorbim despre un copil de 14 ani care a fost găsit decedat în albia pârâului din apropierea casei sale. Un alt băiat în acest moment este de negăsit. Cei doi au plecat la joacă, însă nu s-au mai întors. Familiile sunt sfâșiate de durere și au fost ajutate de sute de oameni care participă în continuare la căutări. Liberalii au început negocierile pentru alegerile anticipate. Florin Roman, liderul deputaților liberali, susține că discuțiile privind organizarea anticipatelor este unul dintre motivele pentru care a cerut convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare. Colega mea, Xenia Croitoru, ne dă toate informațiile. Xenia, bună ziua!
Bun găsit! Rămâne de văzut exact dacă va avea loc această sesiune extraordinară legată de alegerile anticipate, pentru că în ședința de astăzi a celor din PNL a fost o ședință, am putea spune, cu scântei, dat fiind faptul că am văzut în urmă cu câteva zile premierul și Klaus Iohannis au avut o discuție de aproximativ 2 ore, în urma căreia spunea Ludovic Orban că au decis varianta alegerilor anticipate, însă pentru a provoca aceste alegeri anticipate ar putea fi puse în plan 2 scenarii, acela în care premierul să își dea demisia cu tot executivul, iar alte 2 variante de premier să fie respinse consecutiv în Parlament, sau varianta unei moțiuni de cenzură, o moțiune despre care spuneau socialdemocrații că ar putea fi depusă la începutul sesiunii parlamentare viitoare, adică în luna februarie. Asta dacă cei din Partidul Național Liberal, actualul executiv, își va angaja răspunderea pe câteva proiecte de lege, și spuneau socialdemocrații, făcând referire aici la alegerea primarilor în 2 tururi, dacă vor face acest lucru, atunci vor veni cu o moțiune de cenzură. Dacă această moțiune de cenzură ar putea să treacă și dacă ea ar trece, atunci executivul practic ar pica la moțiunea de cenzură și alte 2 variante de premier consecutiv să fie și ele respinse, atunci s-ar merge automat către alegerile anticipate. Ei bine, spunea Florin Roman că nu s-a pus problema și nu s-a discutat până în acest moment ca varianta cu demisia premierului să rămână în picioare, însă spun surse politice că este o variantă, dar ultima variantă la care s-ar gândi liberarii, demisia lui Ludovic Orban pentru a merge către alegerile anticipate, așa cum își doresc toți liberalii, dar și președintele Klaus Iohannis. Mai spun însă surse liberale faptul că Ludovic Orban nu ar fi fost 100% de acord cu varianta alegerilor anticipate și că nu ar vrea, de fapt, să vină cu demisia sa pe masă și a tuturor celor din executiv. Așadar, vom vedea exact care dintre variante va fi aplicată până la urmă și pe ce variantă mai bună vor merge liberalii. Mai spun însă surse politice că își doresc cei din PNL să le forțeze mâna celor din Partidul Social Democrat să vină cu acea moțiune de cenzură în Parlament. Nu vom devoala acest lucru public. A fost o discuție pe care am avut-o astăzi în cadrul biroului executiv. Președintele partidului a fost mandatat împreună cu Raluca Turcan și cu subsemnatul în calitate de lider de grup. Nu. A fost discuția pe anticipate. Practic, organizarea unei sesiuni extraordinare se leagă cu acest pas. ALDE ar putea da tonul unei moțiuni de cenzură dacă guvernul decide să desființeze secția de investigare a infracțiunilor în justiție fără dezbatere în Parlament. Declarația a fost făcută chiar astăzi de Călin Popescu-Tăriceanu. În paralel, și socialdemocrații pregătesc o moțiune de cenzură. Dacă guvernul desființează secția specială, fie prin angajarea răspunderii în Parlament, pentru că nu se poate ajunge la un consens altfel, atunci vei susține o moțiune de cenzură a Partidului Social-Democrat? Păi, nu știu de ce trebuie să susținem o moțiune a Partidului Social-Democrat, că în această privință văd că Partidul Social-Democrat vorbește foarte puțin, mai vocale am fost noi. Deci aș putea să spun că noi am putea să dăm tonul în această chestiune, dar vă reamintesc că acordul pe care l-am avut, l-am semnat cu domnul prim-ministru Orban, prevedea în mod explicit situația secției și am spus următorul lucru atunci, că da, suntem de acord ca în Parlament să existe o dezbatere legată de toată legislația referitoare la organizarea și funcționarea secției. Dacă sunt anumite lucruri care trebuie corectate, trebuie să discutăm cu asociațiile profesionale și să vedem care sunt lucrurile care trebuie corectate. PNL și PSD vor fi partidele cele mai avantajate în cazul în care s-ar organiza alegeri parlamentare anticipate în același timp cu localele. Liberalii ar putea spera chiar la un scor de 45%, iar perdantul va fi tocmai formațiunea care a susținut cel mai mult anticipatele, adică USR. Este concluzia profesorului Dan Voiculescu. Acesta a făcut pe blogul său o radiografie a situației politice actuale. În cazul alegerilor locale, cheia succesului sunt profilul candidatului și forța structurilor teritoriale. În schimb, la parlamentare, explică profesorul Dan Voiculescu, relevante sunt imaginea generală a partidului, programul politic național, profilul liderilor centrali și o anumită inerție de vot. Dacă cele 2 tipuri de scrutin ar fi comasate, alegătorii vor vota în funcție de argumentele locale, mai concrete prin efectele pe care le au.
În beneficiul cui? Al partidelor care, în condițiile menținerii alegerii primarilor dintr-un singur tur, sunt capabile să propună candidați cu potențial de câștigători în întreaga țară, adică în beneficiul partidelor mari. PNL, care pe lângă creșterea istorică din ultima perioadă beneficiază și de structuri locale consolidate și experimentate în urma fuziunii cu PDL, și PSD, care în ciuda crizelor fără sfârșit, se bazează încă pe multe organizații locale redutabile. Nu în ultimul rând, în contextul anticipatelor, PSD ar putea beneficia și de întoarcerea fiilor risipitori, care altfel riscă să dispară cu totul. Cel mai dezavantajat de eventualele alegeri anticipate ar fi partidul care l-a susținut cel mai mult, USR, spune profesorul Dan Voiculescu. Formațiunea politică, revelație a europarlamentarelor din 2019, a ratat turul 2 al prezidențialelor, este măcinată de conflicte interne și, esențial, nu are organizații locale capabile să concureze la nivelul întregii țări cu PSD și PNL. Inclusiv din acest motiv, interpretând entuziast refrenul eliminării PSD, este probabil ca unii candidați USR, mai ales cei relevanți, să-și negocieze apropierea de liberali. Rezultatul potențial, pe termen scurt, un scor mult sub așteptări al USR la alegerii anticipate. Pe termen ceva mai lung, dizidente și o vărsare graduală în PNL. Profesorul Dan Voiculescu avansează și niște posibile rezultate ale alegerilor. Așadar, pe datele actuale și în ipoteza că niciunul dintre competitori nu va comite erori grave, putem asista la o rocadă a situației din 2016. PNL spera probabil să atingă scorul obținut atunci de PSD, 45%. PSD va încerca să depășească nivelul atins în acel moment de PNL, peste 20%, iar pentru USR ar rămâne doar rolul ALDE din 2016, emoțiile unui puțin peste 5%. Dar evident, realitatea nu va asculta cu minte de analizele noastre. Se vor face greșeli. Odată deschisă, cutia Pandorei va oferi cu siguranță câteva surprize. Dincolo de avantajele și dezavantajele partidelor politice, societatea românească în ansamblu ar câștiga sau ar pierde în urma alegerilor anticipate? Se întreabă profesorul Dan Voiculescu. Acesta spune că așteaptă pe blogul său răspunsuri oneste, inteligente și fără niciun partizanat politic. UDMR vrea anticipate, însă organizate cu 3 săptămâni înainte de alegerile locale, nu împreună cu acestea. Nu prea știm ce au discutat premierul și președintele, știm doar că vor alegeri anticipate, dar cum vor să ajungă la anticipate, nu cunoaștem. Un singur lucru putem spune, că voința președintelui și a premierului sunt extrem de importante, dar nu suficiente pentru a declanșa alegeri anticipate. Sunt chestiuni procedurale, chestiuni constituționale care trebuie îndeplinite. Sunt 2 variante, ori își pune premierul mandatul și face primul pas către anticipate, ori declanșează o criză politică și așteaptă o moțiune de cenzură în urma căreia este demis guvernul și pot începe procedurile pentru anticipate, a declarat Kelemen Hunor pentru Gândul. Alegerile anticipate sunt cheia pentru echilibrarea reprezentanței politice din Parlament. Declarația a fost făcută chiar de liderul USR Dan Barna. El este de părere că acestea reprezintă singura soluție pentru crearea unei majorități care să reflecte dorința politică a românilor. Anticipate sunt importante pentru România și abia din al doilea punct de vedere pentru Alianța USR Plus. Pentru că în momentul de față, România nu poate să înceapă reformele de care are fundamental nevoie. Bugetul statului este așa de nefuncțional, cum vedem că e prezentat chiar și de premierul Orban, tocmai pentru că în Parlament avem o majoritate care nu mai are susținere populară și o majoritate care nu face decât să se joace, de fapt, cu guvernul PNL. Ori din această perspectivă, ca să începem să transformăm România în acea țară ca afară, pe care românii au dovedit în 2019 că și-o doresc și prin votul din 26 mai și prin rezultatul de la prezidențiale, ca să putem face lucrul acesta, trebuie să echilibrăm cât mai repede reprezentarea politică în Parlamentul României. Ori pentru asta sunt necesare alegeri anticipate. De altfel, scenariul anticipatelor agită spiritele în Alianța USR Plus. Liderul Plus, Dacian Cioloș, urmărește în continuare să preia puterea și speră că, în caz de anticipate, Dan Barna, care oricum este contestat în partid, va ieși și mai șifonat. Colegul meu, Narcis Popescu, este în acest moment în direct și ne aduce lămuriri. Narcis, bună ziua! Bun găsit! Am putea spune că Plus preia puterea în Alianța 2020 dacă este să dăm ascultare cuvintelor lui Dan Barna, care a declarat astăzi în urma unei conferințe de presă că fuziunea cu Plus a USR este un obiectiv. Este un obiectiv care rămâne activ și în momentul de față USR-ul se alătură celor de la Plus în demersul de a susține alegerile anticipate. Asta după ce, în urma alegerilor prezidențiale, Dan Barna a bătut în retragere
în perspectiva alegerilor sau vis-a-vis de acest subiect. Cât timp sondajele de opinie apărute la începutul acestui an indicau USR-ul la un scor destul de scăzut în raport cu alegerile europarlamentare, aproape la jumătate din scorul obținut în primăvara anului trecut. Astfel încât, deși nu ar fi avantajos în acest moment pentru cei de la USR organizarea unui scrutin, având în vedere scorul pe care l-au în sondaje, totuși Barna sacrifică acest obiectiv pentru a găsi susținere în afara partidului, pentru că și în interiorul Alianței totodată, pentru că în interiorul Uniunii Salvați România este cunoscut faptul că Dan Barna este puternic contestat. Există o aripă progresistă care contestă faptul că în ultimele săptămâni mai mulți lideri din teritoriul ai partidului au fost excluși din partid din cauza faptului că l-au contestat stat pe liderul Dan Barna și pe cei care conduc formațiunea alături de acesta. Rămâne de văzut cum va evolua relația dintre Plus și cei de la USR, ținând cont de faptul că Dacian Cioloș ar putea reprezenta o soluție pentru preluarea USR-ului, având în vedere că dacă USR-ul ar avea un eșec la cele două scrutine care sunt preconizează în această primăvară, în cazul în care desigur vom avea la începutul acestei veri, în cazul în care desigur vom avea alegeri anticipate, Dacian Cioloș ar putea reprezenta soluția cea mai probabilă pentru preluarea USR-ului. Nu cumva este mai avantajat partidul domnului Cioloș decât USR-ul? În cazul unui eșec, având de vedere, nu vă temeți că v-ați putea pierde sau, mă rog, funcția de președinte al partidului? Nu, nu mă tem și funcția de președinte al USR este o funcție oricum temporară în viața și a mea și a oricărui alt viitor președinte. Un partid, cum este și USR-ul, reprezintă o direcție de dezvoltare pentru o țară la un moment dat. Colegii din, nu știu, aripa progresistă, cum o numiți dumneavoastră, colegii din USR sunt bineveniți să rămână mai departe în partid, oricine e binevenit în partid, aici nu avem niciun fel de dubii, partidul este unul deschis, direcțiile însă sunt cele pe care le luăm împreună prin vot. Sunt deschise ușile în USR și pentru cei din Plus, în cazul în care membrii Plus vor vrea să intre în partidul dumneavoastră și dacă excludeți pe viitor, 100% indiferent de orice scenariu, chiar dacă ar fi avantajos pentru USR, o fuziune cu partidul domnului Cioloș. În momentul de față suntem într-o alianță politică, participăm la aceste alegeri. Evident că obiectivul este ca această alternativă să devină cât mai credibilă și mai consistentă. Nu este exclus de nimic de pe masă. Fuziunea poate să fie un obiectiv, am vorbit de mai multe ori despre el. Mihai Gâdea revine în această seară în forță. Ceva pregătit începând cu ora 21. Vedem chiar acum. Uneori e tăcută, dar în niciun caz mută. Uneori dezbinată, dar unită în luptă. Nu se laudă, dar ajută. Iată, dar nu uită. Când mulți o dădeau dispărută, noi am găsit-o. E România adevărată. Pentru cine vrea să audă. Din 13 ianuarie, cel mai urmărit talk show din România se întoarce. Anul 15. Sinteza zilei cu Mihai Gâdea. De la 21, doar la Antena 3. Reacție șocantă a ministrului Muncii, întrebată de reporterii Antena 3 când își vor primi vârstnicii pensiile întârziate, Violeta Alexandru a ales să întoarcă spatele și să-și vadă de drum. Iată imagine. Ne răspundeți dacă s-au dat astăzi pensiile. Și tot despre ministrul Muncii care intră în război cu băncile pe tema pensiilor românilor, Violeta Alexandru susține că unele dintre instituțiile bancare sunt de vină pentru faptul că aproape jumătate dintre pensionarii din România nu și-au primit banii. Alex Vlădescu are toate informațiile. Bun găsit tuturor! Vorbim de o întârziere fără precedent a plății pensiilor în țara noastră. Nu o spunem noi, ci chiar asociațiile de profil care susțin că primesc telefoane de la pensionari din întreaga țară care se plâng că mai au doar câteva zeci de lei în portofel pentru a supraviețui și că nu au putut intra în posesia pensiilor. Dar să vă explic puțin situația. În total avem peste 3 milioane de pensionari care încasează aceste venituri cu ajutorul Poștei Române. Peste 1,3 milioane de pensionari nu au primit însă aceste venituri nici până la această oră. Potrivit unor surse din Poșta Română, ei ar urma să-și primească banii până pe data de 20 ianuarie. Pe de altă parte, mai avem peste 2 milioane de pensionari care primesc banii pe card.
Aceștia, cei mai mulți dintre ei, ar fi primit banii, reiese dintr-o postare pe Facebook a ministrului Muncii Violeta Alexandru de sâmbătă noapte. Iar ultimele plăți, în acest caz, ar trebui făcute chiar astăzi, dar asta rămâne de văzut. De ce avem parte însă de toate aceste întârzieri? Explicația este foarte simplă. De Crăciun și de Revelion, bugetarii au avut mai multe zile libere, iar prima zi lucrătoare din acest an a fost data de 6 ianuarie. Abia din acea zi s-au putut face demersuri pentru plata pensiilor. Iată însă că asociațiile care luptă pentru drepturile pensionarilor susțin că în alți ani, în guvernele anterioare, luau toate măsurile astfel încât pensionarii să primească banii încă din prima zi lucrătoare a noului an. Familia Luizei Melencu a depus cereri de ultimă oră la parchetul general, chiar când procurorul general Bogdan Licu a anunțat că va constitui o comisie specială care să examineze dosarul Caracal. În paralel, unchiul Alexandrei Măceșanu face anunțuri bombă. Dacă dosarul va ajunge la tribunalul din Olt, familia Alexandrei va cere ca acesta să fie strămutat la București. Colega mea, Roxana Ciucă, este în acest moment în legătură telefonică directă și ne oferă mai multe detalii. Roxana, bună ziua! Bine te-am regăsit, Maria, bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Este un dosar extrem de controversat, a ajuns la masa lui Bogdan Licu și a constituit acea comisie formată din procurori de la secția pentru, secția pentru urmărire penală și urmează să vedem când semnează și dacă semnează acel restituitoriu, pentru că avocații familiei Melencu au și depus o cerere pentru netemeinicia actelor din acest dosar. În lângă mine, să știți, doamnelor, domnilor, că se află familia Luizei Melencu, mama și bunicul, pentru că noi suntem în drum spre București, care se diseară la ora 21, sunt invitații lui Mihai Gâdea într-o ediție cu totul și cu totul specială, ceva ce nu s-a mai spus. Este lângă mine așadar Monica Melencu, mama Luizei Melencu și vreau să-mi permiteți să o introduc în această discuție pentru a spune care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de acest dosar și evident ce crede în legătură cu toată această situație. Vă rog, doamna Melencu. Sperăm să se facă dreptate în acest caz și domnul procuror general Licu să ia acele măsuri care ne-a promis cu câtva timp în urmă când am fost în vizită la dânsul. Această decizie este o decizie, din punctul meu de vedere, până acum corectă, aceea de a nu trimite în instanță. Pentru că decizia procurorului general de a forma această comisie înseamnă că nu trimite deocamdată acest rechizitoriu și nu-l acceptă deocamdată. Corect ar fi ca noi, părțile vătămate, să putem înainta în scris, măcar acestei comisii, exact acele deficiențe pe care le-am identificat în anchetarea, în realizarea urmăririi penale. Scopul final este unul foarte clar și simplu, exact cum a spus și dumneavoastră, infirmarea acestui rechizitoriu, care ar trebui să meargă înapoi la DIICOT să fie realizate către alți procurori de caz. Nu interesează dacă inculpatul va fi pus în libertate sau nu. Pe noi ne interesează să aflăm adevărul. Dacă se va ajunge cu acest dosar în instanță, să știți că o să facem cerere de strămutare. Deci vă doriți deci să fie atare... judecat la București acest dosar? Da, da. Fosta șefa Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost achitată în dosarul în care este acuzată de săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și spălare de bani. Potrivit dosarului instrumentat de DNA Ploiești, Pătru ar fi pretins și primit de la reprezentanții unei firme numai puțin de 210.000 de euro, mai exact contravaloarea unui imobil în București. În schimb, șefa Autorității Electorale Permanente ar fi urmat să susțină desfășurarea în condiții bune a unui contract încheiat de această societate cu autoritatea electorală. Decizia Tribunalului București nu este însă definitivă. Ana Maria Pătru mai este judecată într-un alt dosar în care este acuzată că a cerut de la Siveco 1 milion de euro și a primit numai puțin de 600.000 de euro, susținând că va interveni la directorul unei instituții să soluționeze în mod favorabil o investigație care privea firma de software. Jaf desprins parcă din celebrul serial Fabrica de Bani, s-a întâmplat la Cluj-Napoca. Trei tineri care ar fi jefuit mai multe magazine și-au ascuns fețele în spatele unor măști asemănătoare celor purtate de personajele din film. Au fost prinși însă de poliție. Iată imaginile.
Colega mea, Bianca Timșa, are toate informațiile despre acest caz. Bianca, bună ziua! Bună ziua! Identificarea lor s-a făcut în urma unui flagrant organizat în acest weekend. Cei trei au vârste cuprinse între 25 și 26 de ani, sunt din Cluj-Napoca și au fost prinși în apropierea unui magazin de unde ar fi încercat să sustragă bunuri. Incidentul a avut loc în jurul orei 4 dimineața, iar polițiștii au fost alertați prin apel la 112 cu privire la faptul că trei persoane cu fețele acoperite ar fi încercat să pătrundă într-un magazin. În momentul în care aceștia au ajuns la fața locului, cei trei au încercat să fugă, însă au fost opriți imobilizați. Asupra lor au fost găsite măști, cagule și alte bunuri pe care le foloseau în comiterea furturilor. În urma celor întâmplate, cei trei au fost duși la sediul unității de poliție. Trebuie să vă mai spun faptul că cei trei au mai comis un furt în data de 9 ianuarie, moment în care s-au deplasat cu o mașină cu numere de matriculare false, iar dintr-un magazin au sustras țigări și sticle cu alcool, cauzând un prejudiciu în valoare de 10.000 de lei. Persoana care se afla la volan nu avea permis de conducere. În urma celor întâmplate, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi au fost prezentați magistraților care au dispus reținerea preventivă acestora pentru o perioadă de 30 de zile. Mulțumesc foarte mult! Lucrările la cazinoul din Constanța au intrat în linie dreaptă. Compania Națională de Investiții a semnat ordinul pentru startul mai multor reabilitări. Astfel, procesul de transformare al edificiului va începe pe data de 15 ianuarie și ar urma să se încheie în anul 2020 la final. Cătălina Buzoianu are toate detaliile. Bun găsit! Astăzi putem spune cu certitudine că simbolul orașului de la malul mării își va relua această strălucire pe care a avut-o altădată. Și asta pentru că în cursul acestei zile, Compania Națională de Investiții a semnat ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare și consolidare a cazinoului din Constanța. Vorbim de o lucrare în valoare de aproximativ 12 milioane de euro, care ar trebui să se încheie în 30 de luni. Așadar, termenul de execuție este de 30 de luni. Practic, undeva prin 2023, la jumătatea lui 2023, ar trebui să avem un cazinou nou-nouț. Asta după ce timp de ani de zile cazinoul a fost un adevărat măr al discordiei între autoritățile locale și cele centrale. A trecut de la autoritățile locale la cele centrale și înapoi, însă și după mai multe licitații organizate și contestate, în cele din urmă, iată, avem un final fericit. Sigur, după ce vor fi finalizate aceste construcții, primăria îl va relua, iar în interiorul lui se vor desfășura activități strict culturale. Vorbim de expoziții, de evenimente culturale și va exista și un restaurant. Nu vor mai exista însă acele activități de tip casino care au făcut celebru simbolul orașului de la malul mării în perioada interbelică. Mulțumesc foarte mult! 16 și 36 de minute, luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în doar câteva momente, rămâneți alături de noi! Am revenit în direct, deși sezonul de iarnă este în plină desfășurare, nu este prea devreme să ne planificăm următoarea vacanță. Aplicând principiul vara sanie și iarna car, românii care își organizează din timp vacanța de vară ies în avantaj față de cei care aleg în ultimul moment. O vacanță de vară, de pildă, planificată încă din lunile ianuarie-februarie, este cu aproximativ 20% mai ieftină decât una planificată pe timpul verii, spun specialiștii din piață. Mulți români și-au cumpărat deja pachetele pentru vacanța de vară. Ei se bucură de ofertele early booking pe care agențiile le oferă celor care fac achiziția cu cel puțin 6 luni înainte. Deja s-a vândut aproape 20%. E un fenomen care e din ce în ce mai puternic pe piața română. Lumea cumpără din ce în ce mai repede. Unu, pentru reduceri și doi, pentru că acum poți să alegi. Peste 4 luni culegi ce mai rămâne. Pentru că majoritatea românilor nu concep concediul fără o bălăceală în mare, Turcia și Grecia rămân în topul destinațiilor preferate, în mare parte și datorită prețurilor accesibile. Destinațiile astea importante, care sunt ca întotdeauna Turcia, care are nu numai Antalya, dar are într-o creștere foarte mare Bodrumul, sunt câteva chartere. Evident, Grecia pe toate insulele și pe continent și Spania, iarăși cam toate destinațiile Costa Brava, Costa Dorada. În ultimii 2 ani a apărut puternic Egiptul, care e un fel de Antalya în sensul care vară, soare, plajă, mâncare bună. Prețul mai mic este principalul motiv pentru care românii își fac încă de acum planurile de vacanță. Este o diferență mare dacă le iei atunci când pleci, la o lună, o săptămână,
decât față de cum le iei cu câteva luni înainte. Le iei mult mai ieftin, asta e clar. Probabil Thailanda sau ceva de genul. Măcar 3-4 luni înainte programez. Iese mai ieftin. Una e să mă duc direct și să consum poate, nu știu, un exemplu, 1000 de lei, în loc să fac planificată și să consum poate 700 de lei. În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să-și rezerve online pachetele turistice oferite de agențiile de turism direct pe site-urile companiilor. Tocmai de aceea, acestea au dezvoltat platforme prin care turiștii să aibă doar la un clic distanță vacanțele. Printre ele se numără și una dintre cele mai vechi agenții din țară, Paralela 45, care anul acesta împlinește 30 de ani de activitate. Rolul prințului Harry în cadrul familiei regale se stabilește chiar în aceste momente în regat. Regina Elisabeta a convocat o întâlnire de urgență cu moștenitorii tronului, prinții Charles și William, la care va participa în mod evident și prințul Harry. Soția celui din urmă, Meghan Markle, va fi consultată doar telefonic de soțul ei. Întâlnirea vine la 5 zile de la anunțul celor doi. Ducii de Sussex au publicat pe pagina de socializare un anunț prin care spun că vor să renunțe la statutul de membri seniori în cadrul familiei regale și să se stabilească măcar o parte a anului în afara regatului. William și Harry au publicat un comunicat de presă în care denunță zvonurile potrivit cărora motivul depărtării ducilor de Sussex de restul familiei regale ar fi o ceartă între cei doi frați. Jurnalul orei 16 a ajuns la final. La ora 17 vă așteaptă colega mea Cătălina Porumbel. Sunt Maria Linda. Să aveți o după-amiază liniștită. Numai bine!